Următorul subiect. Vorbim în minutele următoare despre boala incurabilă de care suferă Bianca Drăgușanu, când a fost diagnosticată de medici și ce tratament dur urmează. I-a dat viața peste cap și riscurile, bineînțeles, sunt mari. Aflăm detaliile și ne întoarcem în platou să discutăm. Viața Biancai Drăgușanu este dată din nou peste cap. Cu toate că lucrurile păreau că se așează, iar relația cu soțul ei, Alex Bodi, a intrat pe un făgaș normal, Bianca a fost din nou lovită de greutăți. Vedeta suferă de o boală incurabilă, care i-a dat complet viața peste cap. Iar problemele de sănătate se vor agrava din ce în ce mai mult dacă Bianca nu va respecta cu rigurozitate indicațiile medicilor. Bianca s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate de-a lungul timpului, iar tratamentele pe care le-a urmat au lăsat urme asupra organismului ei. De data aceasta, blondina a fost diagnosticată cu o boală gravă, dezvoltată pe sistem nervos. Din nefericire, această boală incurabilă necesită un tratament dur, iar riscurile la care este expusă soția lui Alex Bodi sunt foarte mari, mai ales că Bianca este destul de sensibilă din cauza problemelor pe care le-a avut în trecut. Domnul doctor, în urma RMN-ului pe care l-am făcut, mi-a spus că trebuie să fac recuperare ca să nu ajung la operație. Eu am vreo 7 sau 8 operații la tibii, pentru că aveam problema aia mai veche și acum sunt dat-o cu fond de ten. Așa. La piciorul drept, da? Acum am la stângul. Da. Și acum dacă stau prea mult în picioare, se umflă și se face vânăt și așa mai departe. Celebra blondină a avut din totdeauna grijă de ea, de felul în care arată, însă au urmat și diete stricte, care i-au influențat sistemul imunitar. Bianca, perfecționistă și extrem de atentă la silueta ei, petrece mult timp și în sala de fitness, pentru a arăta impecabil. Cu toate că a fost atentă la sănătatea sa, loviturile pe care le-a primit de la viață și problemele prin care a trecut au consumat-o mult pe blondină, iar semnele s-au văzut în diagnosticul grav primit de la medici. Această boală complicată a afectat-o și pe Daniela Crudu, care a vorbit deschis despre dificultatea tratamentului. Mi-a făcut niște analize și a descoperit problema asta. E glicemia mare? Da, eu fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice, oricum, pentru diabet. Sper să fie bine, dai seama. Asta e o boală perversă, din păcate, și nu se împacă deloc bine cu stilul tău de viață. Adică, Doamne ferește să ai așa ceva, că... Dai seama, nu poți să mai bei nimic. S-a terminat cu distracția. S-a terminat cu dulciurile. Am tratament, am regim. Dar când ai descoperit-o? Cum? Întâmplător? Întâmplător am descoperit-o, chiar întâmplător.